Acum că a acceptat să vină la tine acasă, mai e un singur lucru important la care trebuie să ai grijă. Ce alegi să-i dai să vadă la televizor? Ce vrea o fată să vadă la televizor unui băiat? E simplu, fotbal and chill. Fotbal and chill. Fotbal, pe bune, fotbal, o fată. Când o să explici tu ei ce e la offside, când o să explici ce e la hands și în ce circunstanțe hands-ul devine penalti, când o să explici că din aruncarea de la margine nu se poate scrie gol direct, totul cu detalii și cu exemple, o să te iubească, o să-ți facă statuie, o să marchezi clar, fără niciun dubiu. Ah, deci din aruncarea de la margine nu se poate scrie gol direct. Ești pregătit. Du-te. Știi că din aruncarea de la... Hands! Hands toată ziua i-a spart ceasul. Dacă era în careu, îi dădea penalti. Și ăla era într-un offside cât casa când a plecat mingea spre el. Ăștia chiar nu văd nimic. Verticalizați, fraților! Numai pe benzi jucați. Normal, frate, dacă joci 4-4-2, n-ai nicio șansă. Ai nevoie de un vârf împins și de doi mijlocași ofensivi la susținere. Unde încerci tu să faci braziliana în apărare, mă, când mă deschim? Fai de capul meu, am luat și gol mult și... Stop, te rog eu frumos, tot ce am vrut să spun și eu în seara asta a fost că din aruncarea de la margine nu se poate înscrie gol direct. Atât! Da, logic, și în plus de asta, legea 15 din regulamentul FIFA spune că jucătorul care execută n-are voie să mai atingă mingea până nu atinge celălalt jucător. Simplu, ce așa de greu. Tu știi cel mai bine să alegi. Alegi Isteț și Alesto te premiază. Intră pe surprize.lidl.ro/alesto. Urmărește atent spotul Alesto Fotbal și al treilea episod Bucătar după ureche. Răspunde corect la toate cele 5 întrebări și poți câștiga prin tragere la sorți unul dintre premiile puse în joc.